Cosmin Andrian sărbătorește majoratul pe scenă. Pe 30 aprilie, în ziua în care împlinește 18 ani, artistul Călărășan ne invită la un spectacol sub egida Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. Alături de Cosmin vor susține recitaluri Dora Gaitanovici și Ioana Berechet. Pe scenă vor fi prezente și trupele de dans dinamic și extrem. Un alt fel de spectacol, un alt fel de moment, un alt fel de eu am vrut să las titlul spectacolului un alt fel de puncte de suspensie, pentru că este un, un moment care este diferit de multe alte momente pe care le-am avut în viață și poate fi uh, completată această sintagmă altfel de cu multe cuvinte. Eu uh, chiar îi încurajez să vin acest spectacol, pentru că, după părerea mea, este unul dintre cele mai ambițioase proiecte pe care le-am făcut până acum. Uh, spectacolul este într-adevăr pe data de 30 aprilie 2019 la ora 18 la sala Centrului de Cultură și Creație Călăraș Barbu uh, unde veți avea șansa să -i ascultați uh, pe Dora Gaitanovici, uh, tânără muzician de referință în peisajul muzical al țării noastre. Uh, ea compune de la vârsta de 9 ani când la pian de la vârsta de 4 ani studiază saxofonul, și o vom vedea și cu saxofonul. Iar despre activitatea de interpret ar fi foarte multe de spus, dar pot să amintesc faptul că a fost finalistă la o renumită emisiune de televiziune, a luat trofeul Festivalul Tinereții la Amara de 2017, a luat trofeul Festivalului la Radu Șerban, tot în 2017. Uh, a luat trofeul muzica, dar tot în 2017. În 2018 a ajuns la finala selecției naționale de la Eurovision, uh -huh. o piesă compusă de ea. A luat trofeul secțiunii de creație la Festivalul Mamaia Copiilor și a luat și trofeul secțiunii de show la Mamaia Copiilor, cu momentul al necând pe rază, în care am participat și eu. Cred că acolo v-ați cunoscut, sau cel puțin din punct de vedere artistic. Din punct de vedere artistic, acolo am avut uh, cea mai mare coliziune de, de emoții și de talent. gânduri de creație. O spun eu, de talent. Uh, noi ne știam de mai mult timp, dar nu atât de direct. Uh, o mai putem vedea și pe Ioana Berechet, uh, o altă colegă pe care o, o admir de la, de la Canto de-a lungul anilor. Ea este o tânără interpret, laureată la secțiunea de interpretare a Festivalului Mamaia Copiilor 2018 cu locul întâi, uh, locul 2 la Festivalul Flor de Mai 2018, chiar aici la noi, la Călăraș, uh -huh. uh, locul întâi la Sanremo în Italia, la secțiunea de grupuri, uh, participantă la uh, Next Star Family, a reprezentat cu 500 orașul Constanța la Târgul de Turism 2019 de la București, și a participat alături de mine la uh, o emisiune de televiziune când era mai mic. Uh, cel de-al uh, treilea interpret muzical uh, din acest spectacol voi fi eu. Uh, și voi De altfel, vei fi și producătorul uh, spectacolului. Da. da? Și... și scenarist. Da. da. Și uh, ce mai faci? Că înțeleg că și de decoruri te-ai ocupat. M-am ocupat de multe. De, de multe, multe. da, am spus, acesta este unul dintre cele mai ambițioase proiecte. proiecte pe care le-am. Eu voi cânta o piesă în prima audiție, o piesă foarte dragă mie, și am mare emoții. La, la început, în, și asta a fost una dintre ideile mele. La început la intrare. Uh, vom putea uh, vedea lucrări făcute și de alți artiști ai Călărașului uh, și anume de uh, colegii ale mele care desenează și respectiv scriu poezii în foaierul în centrului, centrului, centrului Cultural. Da. Centrului cultural da? Vom avea și o expoziție așadar. Da. Putem să ajungem cu câteva minute mai devreme la Chiar spectacolul vă rog tău, să, ajungi... să ne bucurăm da. de lucrările expuse. Da. Spectacolul începe la ora 6. Eu vă invit să fiți la 5.40 acolo.